a apărut în spațiul public lista completă a celor 24 de lideri social-democrați care au semnat scrisoarea în care i-au cerut demisia lui Liviu Dragnea, atât din funcția de președinte al PSD, cât și din cea de șef al Camerei Deputaților. Pe lista publicată de știrpesurse.ro apar numele unor ai lui Liviu Dragnea, care și-au asumat public acest rol, precum Gabriela Firea, Adrian Tuțuianu, Marian Neacșu și Paul Stănescu. Dar în lista apare și Mihai Fifor, care nu a recunoscut că a semnat respectivul document care și-a pierdut recent funcția de ministru al Apărării și a fost trimis la partid să se ocupe de chestiuni organizatorice. Interesant este faptul că din cei 24 de lideri PSD care au semnat scrisoarea anti-Dragnea, mulți s-au răzgândit între timp în urma negocierilor cu președintele PSD, iar în comitetul executiv al partidului au fost doar 9 voturi împotriva președintelui social-democrat. Mai mult, unii dintre semnatari au fost promovați. Este cazul președintelui PSD Giurgiu, Nicolae Bădălău, care a fost propulsat recent în fotoliul de ministru al economiei.